Pentru a vedea cât este de pregătit pentru inundații, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu va participa la un exercițiu internațional de protecție civilă pentru gestionarea inundațiilor. ISU Giurgiu va participa la acest exercițiu cu un modul de pompare de mare capacitate, format din tehnică și personal propriu, sub conducerea prim-adjunctului inspectorului șef, colonel Marius Stancu. Echipa va fi formată din 15 persoane de la detașamentul Giurgiu și 5 de la Inspectoratul General din Teleorman și Călăraș. Participăm cu două module de mare capacitate de pompare a apei, două motopompe de mare capacitate care se află în dotarea ISU Giurgiu. De asemenea, personalul din cadrul inspectoratului nostru este pregătit pentru acest exercițiu internațional. Încă o dată vă spun, este o onoare pentru noi că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne-a ales ca și parteneri la acest exercițiu internațional și am toată convingerea că până la urmă toate lucrurile vor fi rezolvate așa cum trebuie. Exercițiul va fi organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență împreună cu Fundația Centrul Național Apel pentru Managementul Dezastrelor, lider de proiect, Directoratul General pentru Siguranța la Incendii și Protecție Civilă Bulgaria și Serviciul de Salvare din Estonia. Este un exercițiu început anul trecut. Acum vom participa în Estonia la declanșarea unui mecanism de protecție civilă la nivelul Uniunii Europene. Modulul cu care noi participăm este pentru inundații. Practic vom veni în sprijinul cetățenilor din Estonia pentru evacuarea apei. Alături de delegația României vor participa echipe din Suedia, Letonia și echipa de protecție civilă a Uniunii Europene.